Autoritățile din municipiul Chișinău rămân pe poziție și declară că pentru a preveni răspândirea coronavirusului în rândul copiilor și a lucrătorilor educaționali, instituțiile preșcolare vor rămâne închise până la sfârșitul lunii iunie. Totuși, lucrările de reparație în instituțiile preșcolare se preconizează a fi închise până la sfârșitul lunii viitoare pentru ca procesul educațional să fie reluat fără careva restricții din luna august. Conform Comisiei Situații Excepționale în Sănătate, Comisiei Naționale, deci este expres indicat că activitatea, procesul educațional este sistat până la 30 iunie, de aceea, ținând cont și de evoluția epidemiologică, probabil că până atunci nu va fi posibilă redeschiderea instituțiilor de educație timpurie. În context, Cutasevici a mai menționat că urmează să fie elaborat și un ghid pentru instituțiile preșcolare privind regulile epidemiologice. Noi, paralel, lucrăm la acele reguli care trebuie respectate în eventualitatea redeschiderii sau reluării activității instituțiilor de educație timpurie. Suntem chiar săptămâna aceasta vom avea o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. După ce săptămâna trecută a anunțat că grădinițele nu vor fi deschise până la finele lunii mai, municipalitatea a efectuat și un chestionar pentru a vedea dacă este sau nu nevoie ca instituțiile preșcolare să-și redeschidă ușile pe timp de vară. Rezultatul a fost mai mult decât clar. Ori peste 66% dintre părinți au solicitat ca copiii să frecventeze grădinița și în timpul anotimpului cald.